am fost înștiințați că dispunem de un voucher în valoare de 500 de lei. M-am adresat la consultanții din incinta magazinului și a urmat toată procedura. Recomand, având acest voucher, ca să schimbăm becurile incandescente pe becuri din categoria LED. Au o durabilitate de viață mai îndelungată pentru o economie energetică și pentru a fi mai prietenoși cu mediul. Astăzi utilizăm ca instrument pentru demonstrare un luxmetru, care acum, în referință, în cameră unde nu este bec aprins, arată 50 de lux. Deci, și la pornirea, noi avem 110 lux. Becul dat de puterea 75W, consumul anual, într-un regim tipic de lucru de 5 ore pe zi, la circa 330 de lei de energie electrică. Acum pe stand avem un bec LED de puterea 12W, ce are un consum de 6 ore mai mic decât becul incandescent. Și deja dacă îl pornim, obținem un flux luminos cu 200 de lux mai mare. Deprinderea de a economisi la procurarea becului duce la faptul că facturile finale care se achită pe parcursul anului sunt de 6 ori mai mari decât la un bec LED. Folosirea resurselor energetice chibzuit, eficient, inclusiv duce la o mai mare independență energetică a țării. Și anume din acest motiv, Uniunea Europeană, în condițiile de criză pentru Moldova, a intervenit cu acest suport extrem de important, un suport foarte generos, care este implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, pentru a ne asigura că cetățenii Republicii Moldova au același confort, dar folosesc mai puțin energie.